Partidul Social-Democrat cere autorităților de la Kiev să reia colaborarea bilaterală onestă și să oprească imediat dragarea de mare adâncime pe canalul Băstroie. Adâncirea fără precedent a canalului până la 8-10 metri pentru a face posibilă navigația navelor de mare capacitate modifică dramatic debitul și circulația apei cu efecte fatale asupra biodiversității deltei Dunării. România s-a dovedit un vecin și partener onest, a primit milioane de refugiați ucrainieni, le-a asigurat casă, masă, locuri de muncă pentru adulți și școală pentru copii, a facilitat exportul grânelor ucrainiene cu mari eforturi și costuri considerabile, a asigurat sprijin internațional și suport în toate modurile posibile pentru Ucraina să reziste în fața invaziei rusești. Ucraina a avut și va avea în România un aliat pe care se poate bizui și tocmai de aceea cu atât mai mult este datoare să protejeze această relație bilaterală. PSD n-a avut și nu are nicio șovăială să apere Delta Dunării, bun inestimabil al întregii umanități. Mai mult, astăzi PSD a cerut în mod oficial Comisiei Europene prin europarlamentarul Victor Negrescu să se pronunțe asupra acțiunii unilaterale a Ucrainei, care ignoră convențiile și acordurile internaționale la care este parte. În egală măsură, PSD solicită tuturor autorităților române să se manifeste cu convingere și fermitate pentru apărarea și protejarea patrimoniului de importanță universală al Deltei Dunării.